Pentru că nimeni n-a amintit, deși sunt convinsă că fiecare a simțit la fel, nu putem să încheiem acest mod de a mulțumi, alegând o persoană deosebită care ne-a răsfățat atât la propriu cât și la figurat, cu bucate deosebite și cu rețete la fel de deosebite. Eu până să ajung aici nu consumam carne în exces, îmi plăcea mâncarea fără carne, dar nu mi-am imaginat niciodată că există atâtea rețete și există un om care poate la această vârstă să împărtășească atâta dragoste odată cu aceste rețete. Îi mulțumim din suflet și vrem să o găsim la fel de vioaie și când vom reveni.